Masterplanul portului Constanța prevedea adoptarea unor măsuri care ar fi afectat major activitatea operatorilor economici. Toate activitățile din portul vechi ar fi trebuit relocate în locul macaralelor, urmând să fie amenajate obiective turistice. Companiile din port au protestat vehement mai bine de un an de zile și până la urmă au reușit să modifice documentul. Planul, așa cum a fost făcut, întotdeauna i-am spus, poate fi revizuit în funcție de necesitățile de moment ale operatorului portului. Actualul master plan nu are în vedere ceea ce s-a discutat la început. Varianta aprobată de administrație și urmează a fi aprobată și de Ministerul Transporturilor nu mai cuprinde aceste relocări. Fosta conducere a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime a comandat în urmă cu 2 ani unei firme de consultanță un master plan pentru dezvoltarea portului Constanța. Documentul a costat 1 milion de euro și ar fi trebuit implementat în decursul unui an. Opoziția vehementă a patronilor sprijiniți de sindicaliști a dus inițial la blocarea avizului de mediu, fără de care master planul nu putea fi pus în practică, iar acum documentul a fost modificat definitiv.